Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Domnule primar, revin cu întrebarea respectivă. Dacă în acest moment, pe această problemă legată de demolarea spitalului vechi, dacă există în verificare, măsura este verificată de alte instituții ale statului? Da, am primit solicitări. Dacă s-a făcut o sesizare, era normal. Sunt sesizări, vom răspunde procedural, strict, cu toate documentele, nu avem nimic de ascuns, toate documentele sunt publice, noi vom pune la dispoziție toate documentele solicitate, toate au fost predate către toate instituțiile care au dat avizele și la Direcția de Cultură. V-am spus, noi avizul avem de pe 1 octombrie, suntem pe 17-18 noiembrie. Noiembrie. Da? Deci acum o lună și jumătate noi am predat documentația tehnică de autorizare a demolării și documentația tehnică de autorizare a construcției. Deci pe 1 octombrie avem avizul, le-am predat undeva, cred că septembrie, august, pentru că ele au trebuit să fie analizate, au trebuit să fie verificate. În octombrie avem avizul. Deci lucrurile sunt mai mult decât clare din punctul ăsta de vedere și nu cred că mai sunt, cum să vă spun, modalități de... De a pune la îndoială acest proiect, în afară de niște vorbe aruncate așa cu ușurință și cu nonșalanță de cineva care... Da. Au mai Haideți să trecem un pic, să facem câțiva pași, să ajungem la Spitalul Nou. Spitalul Nou a intrat direct în tranșee, în lupta, în această criză sanitară. Cum decurg lucrurile? Care sunt gândurile de viitor legate de personal, specializări, eu știu... servicii medicale și așa mai departe. Da, a fost o perioadă grea din punctul ăsta de vedere cu acest val 4, pentru că așa cum au fost presiuni pe toate spitalele din România, presiunea a fost și pe spitalul din Fălticeni. Partea cea mai bună a fost că am reușit să dăm în funcțiune acest spital și am reușit să oferim condiții de tratament pentru cei care au nevoie. Maternitatea de pe strada Ion Creangă, un edificiu sanitar finalizat în 2017, știți foarte bine, atunci discutam, a funcționat până în 2021, am mutat cele trei secții. Dar ați avut și picanterii și atunci. Și atunci am avut picanterii. Municipiul Fălticeni servește. Spun, renumit din punctul ăsta de vedere, dar noi ne facem treaba, mergem înainte și lucrurile frumoase rămân în urma noastră, restul rămân așa doar ca amintiri. Și atunci a fost cu tractorul, cu una peste alta, maternitatea a funcționat timp de 4 ani de zile în condiții sanitare excepționale. În 2021 am mutat-o în spitalul nou, clădirea a rămas în administrarea spitalului municipal, acolo a fost și este în continuare secția de boli infecțioase COVID, pacienții de COVID se tratează acolo, într-o clădire reabilitată recent, în 2017, pentru că vedeți, noi conservăm ce putem să conservăm, ce nu putem, nu mai are rost. Da. Și acolo am conservat, ne-am dat o altă destinație, o altă față, o altă utilitate și ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru. La fel în spitalul nou. A rămas în sistem. A rămas în sistem și acum ne-a fost de foarte mare ajutor, nu nou, întregului județ. Sistem sanitar din județul Suceava. Să mai spunem câteva lucruri pe care poate mulți nu le știu. E de felicitat, ați colaborat foarte bine ca instituțional, ca primari și ca șef de instituții sanitare, de unități. Mă refer la spitalul județean, spitalele municipale. Sigur că tot acest ansamblu. Da. La Fălticene a funcționat și funcționează în continuare pe perioada pandemiei singura secție din județ pentru bolnavi, pentru bolnavi de TBC și pneumologie non-COVID, atenție. Da. Pentru că la secția externă a spitalului municipal Fălticeni, din cartierul Tâmpești, strada Caporal de Acunița cu strada... cu strada Plutonier Ghiniță, acolo în intersecție, unde e TBC-ul în Fălticeni, a funcționat și funcționează în continuare singura secție medicală cu specialitatea TBC și pneumologie din județul Suceava non-COVID. La fel cum în Fălticeni a funcționat și funcționează în continuare singura secție din județul Suceava cu specializarea infecțioase non-COVID. Am reușit să tratăm bolnavi din toate colțurile județului la Fălticeni și asta înseamnă un plus în tot ceea ce înseamnă lupta aceasta cu COVID în întreg județul Suceava, care chiar dacă este indirect, pentru că nu ne rezumăm doar la bolnavii de COVID, sunt și bolnavi, din păcate, de toate celelalte boli. Și am reușit să oferim servicii medicale de calitate și pentru bolile despre care am menționat. La fel, am pus la dispoziție la maternitatea de sus aproximativ 50 de paturi COVID, care au fost ocupate integral în anumite perioade ale valului 4, la fel în spitalul nou, la secția de interne am alocat-o integral pentru COVID,
au fost discuții și de ceea ce înseamnă partea de cardiologie la un moment dat, partea de urologie la un moment dat, dar internele le-am alocat și iar efortul fizic și mental al personalului medical a fost imens. Eu vreau să le mulțumesc sincer și de... Și cu această ocazie, pentru că toți cei care au lucrat în Spitalul Municipal Fălticeni în această perioadă extrem de complicată, extrem de dificilă, extrem de grea, s-au descurcat admirabil și au reușit într-adevăr să facă tot ceea ce trebuie. Pentru că și la maternitate, la secția obstetrică, ginecologie, neonatologie, am avut mămici care au născut din tot județul și nu numai. Am avut și din județul Botoșan care au născut la Fălticeni. Cu COVID, cu non-COVID, cu circuite separate, cu fluxuri separate, cu respectarea prevederilor, dificil, cu foarte multe ore de muncă în afara programului, cu un efort, v-am spus, fizic și mental imens, pentru că vă închipuiți să stai câteva ore pe zi îmbrăcat, cu mască, cu acea bentiță, cu halat, cu mănuș și așa mai departe. Sunt lucruri extrem de dificil de realizat și totuși au făcut față. Așa cum au făcut față medicii din întreg județul Suceava și în multe cazuri foarte multe cazuri din spitalele României. A fost un efort, într-adevăr, aici nu mai vorbim, nu mai lăudăm pe nimeni. Știți că eu nici cu laudele nu prea stau bine. Cel puțin colegi din primărie mă știu. Dar de data aceasta și vreau să încă o dată să apreciez sincer eforturile personalului medical din Fălticeni au fost la mare, mare înălțime într-o perioadă extrem de, extrem de complicată. Dar de ce sunteți așa sărac în laude sau reținut în... Acum, tot mi-a să ridicat mingea la fel. Am eu așa niște omenește. Principii de viață, ca să spun așa. Așa nu când ar merita, nu? Când laud pe cineva, se culcă pe urechi. Și mai ca să nu se culce pe urechi, preventiv. Mai degrabă nu-l laud. Preventiv, am înțeles. Din punct de vedere administrativ, cum se încheie și acest an la fel de dificil ca și anul trecut? Bun, sunt diferențe, da? Dar da, chiar astăzi am făcut o tură pe la aproape toate unitățile școlare din Fălticeni. Mai sunt șantiere, dar... Pe final de an să reglăm din punct de vedere financiar. Am vrut să mă asigur și am avut discuții cu toți directorii că au resursele financiare necesare ca să încheie anul cu bine la tot ceea ce înseamnă plata utilităților, plata cheltuielilor necesare pentru buna funcționare a sistemului de învățământ din Fălticeni. Lucrurile sunt absolut în regulă. I-am rugat să propună virări, dacă mai e cazul, de la un capitol la altul, să solicite sau nu bani suplimentari pentru activități, astfel încât anul 2021 să se încheie cu bine din punct de vedere economic și funcțional pentru toate unitățile de învățământ din Fălticeni, pentru că, așa cum probabil știți, sunt destule probleme. Reprezintă o prioritate pentru mine și vreau într-adevăr ca lucrurile să fie absolut în regulă la superlativ în toate unitățile de învățământ din municipiul Fălticeni. La fel ne-am făcut o analiză financiară la nivelul primăriei și suntem o instituție care nu avem niciun fel de datorie față de nimeni. Primăria municipiului Fălticeni și anul acesta, cum a avut și în anii precedenți, nu avem nicio datorie, nicio factură restantă, niciun fel de disponibilitate financiară negativă față de nimeni. Suntem de picioarele noastre, avem o situație financiară care ne permite să onorăm toate facturile de utilități, de funcționare sau de dezvoltare, să finalizăm proiectele pe care le-am propus și să nu rămânem cu nicio datorie, atât noi cât și instituțiile subordonate Consiliului Local, față de furnizori, față de cei care emit facturi. Cum ați reușit? Printr-o bună gospodărire și administrare a banului public. Pentru că eu, de când sunt primar din 2012, primăria municipiului Fălticeni, și eu vorbesc lucruri care pot fi verificate oricând, n-am încheiat niciodată un an fiscal, un an calendaristic, să avem o datorie față de cineva. Noi adică ne-am onorat la timp, ne-am întins atât. Prezent e destul de dificil să păstrezi această... Ne-am întins atât cât este plapuma, chiar dacă ne-am fi dorit să facem mai mult, am văzut unde ne este limita, nu am antamat niciun fel de cheltuială pe care nu aveam bugetat, astfel încât să putem să rezolvăm în toate capitolele esențiale pentru cetățenii noștri, învățământ, sănătate, infrastructură rutieră, transporturi, mediu, utilități, funcționare, asistență socială, să avem resursa financiară astfel încât să putem încheia anul fără să fim datori la absolut nimeni, fără să ajungem în alte situații. Am mai văzut municipii, prin țară, orașe, comune, că sunt în faliment, că sunt în incapacitate de plată. Nu este cazul la Fălticeni. E al 9-lea an de când sunt primar și al 9-lea an în care încheiem un an fiscal fără niciun fel de datorie către nimeni. În al 9-lea an vă mai gândiți și la 2024, la alegeri? Bineînțeles. Ca să mai
spânăm, cum să spun eu, de dialogul nostru. Eu am mai spus-o de multe ori și în emisiunea dumneavoastră. Când consider eu personal că am făcut tot ceea ce pot pentru Fălticeni și că lucrurile pe care mi le-am propus s-au fost realizate, nu mai candidez. Dar cât mai este treabă în Fălticeni, voi candida. Și vă spun acum, în 2021, până în 2024 mai este timp mult. Deci v-ați obișnuit cu munca. Mi-am stabilit niște priorități pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Când închei pe alea pe termen lung, mi-am considerat misiunea încheiată și mă retrag la meseria de bază profesor. Două proiecte pe termen lung. Prioritar acum este centura municipiului Fălticeni. Uh-huh. Este o investiție de mare amploare, foarte costisitoare, foarte complexă, foarte grea, dar și foarte necesară. Necesară, da. Este o investiție pe care mi-am propus-o și la care luptăm foarte mult, pe lângă toate celelalte lucruri pe care trebuie pentru Fălticeni să o începem și să o finalizăm cât mai repede, pentru că este absolut necesar pentru municipiul Fălticeni ruta ocolitoare care să degreveze orașul de prezența mașinilor de tonaj greu. Nu vă forțez pentru a doua lucrare pe termen lung. Ne întoarcem la ceea ce se încheie anul acesta și dacă sunteți mulțumit de cum au decurs lucrurile. Mă refer la lucrări. În afară de ce ați spus dumneavoastră de școală, că v-ați preocupați să fie în regulă în sistemul de învățământ. Acum suntem în perioada în care încheiem toate investițiile pe care ni le-am propus pentru anul acesta. Sunt și investiții care sunt bugetate pe multianual, pe 2 ani. Încheiem o mare parte din investițiile pe extinderea rețelelor de utilități. Avem discuții zilnice cu cei de la firma de gaze naturale, pentru că sunt foarte multe solicitări în Fălticeni și câteva proiecte pe câteva zone extrem de avansate. Încercăm să grăbim cât putem lucrurile, ca cetățenii să beneficieze cât mai repede de gazul metan. Noi ne-am făcut treburile la primărie, nu suntem restanți cu nicio hârtie, cu niciun aviz, cu nicio documentație din cele solicitate. Am fost extrem de prompt de fiecare dată. Am pus la dispoziție și terenuri pentru amplasare de SRM-uri, stații de reducere a presiunii, de creștere a presiunii. Suntem conectați permanent, astfel încât această utilitate absolut necesară în anumite zone ale Fălticenului, introducerea gazului metan, să fie realizată cât mai repede. Dar, din păcate, mingea nu mai este în terenul nostru, este la operatorul de gaz. Noi suntem parteneri, îi dăm toate documentele solicitate la timp, toate avizele solicitate la timp, încercăm să fim un partener cât mai eficient, astfel încât și el să poată să-și rezolve problemele și să facă aceste extinderi și aceste branșamente în zonele Fălticenului care au nevoie de așa ceva. Continuăm investițiile în domeniul educațional, continuăm investițiile în domeniul sanitar. Suntem, ați văzut, prin Compania Națională de Investiții, Programul Național de Creșe. Da. Sunt 43 de creșe aprobate la nivel național. Printre cele 43 de creșe aprobate este și creșa din municipiul Fălticeni, o creșe de nivel mediu, cu aproximativ 70 de copii. Sunt 3 creșe aprobate în județul Suceava. În Suceava, în municipiul Câmpulu Moldovenesc și în Fălticeni. Da. Din cele 43 naționale, ne bucurăm că suntem acolo și anul viitor vor începe lucrările la noua creșă din Fălticeni cu finanțare guvernamentală. La fel a însemnat de curând... E suficientă o creșă? Că și aici se pun probleme. Inițial mergem pe o creșă, 70-80 de copii. Dacă vom constata că necesitățile sunt mai mari, suntem pregătiți să demarăm și un al doilea proiect. Da. Ori cu extinderea acestei creșe, ori cu găsirea altei locații să mai construim încă una. Vom vedea cum vor evolua lucrurile cu prima creșă în Fălticeni construită după Revoluție. La fel, o grădiniță pe bani europeni, 6 milioane de lei, 60 de miliarde lei vechi, bani europeni, construim o grădiniță nouă cu program normal deocamdată, la fel, în funcție de necesități, în funcție de cum vor evolua lucrurile, să o transformăm ulterior în program prelungit. Noi suntem pregătiți pentru ambele variante. Deocamdată, proiectul finanțare europeană prevede construirea unei grădinițe cu program normal. Și multe alte lucruri pe care ni le propunem în Fălticeni. Portofoliul nostru de proiecte este extrem de mare. Doar din bani europeni, anul acesta vorbim de aproximativ 50 de milioane de lei, 500 de miliarde de bani europeni atrași în municipiul Fălticeni. Chiar ieri au venit tabletele la instituțiile școlare. Exact asta am vrut să spun, că sunteți municipiu printre puținele... Suntem primii din județ și în primele 6 sau 7 din România ca valoare. Da, 94 de miliarde de lei vechi, bani europeni, 9,4 milioane de lei, contribuția noastră din bugetul local, că trebuie să știe fălticinenii și lucrul ăsta. Noi din banii noștri, din taxe și impozitele noastre, punem 2 miliarde. Da. Restul, 92, vin de la Uniunea Europeană. Un lucru extrem de important, faptul că reușim să atragem bani externi în Fălticeni,
achiziționăm 390 de laptopuri, le-am achiziționat, au și venit. Da. Aici sunt anumite probleme, vreo 2-3 defecte, le schimb, în fine, inerente la cantitatea asta. Fiecare profesor din Fălticeni va avea propriul laptop. 6450 de tablete, 6450 de copii vor avea tabletă cu internet gratuit, plătit prin proiect pentru 24 de luni, adică 2 ani. Fiecare copil va putea să-și ia acasă tableta, fiecare copil școlar, da. Pentru că, din păcate, la grădiniță programul nu era eligibil. Vorbim de la clasa pregătitoare în sus. Da. Va avea tableta cu conexiune la internet gratuită, non-stop, 24 de luni, 2 ani de zile. 315 camere web pentru fiecare sală de clasă. Fiecare sală de clasă va avea o cameră web care va putea permite desfășurarea tuturor activităților școlare și extrașcolare. Nu ne-am toată aici lumea spune se simte că și stofa pentru, de profesor. Că le-am luat stofa pentru COVID. Primarului, noi nu ne-am luat pentru școala online, să fie foarte clar. Noi l-am luat pentru elevi, pentru profesori, pentru toate activitățile didactice care se pot desfășura cu aceste sisteme moderne de culegere, transmitere și a informației și în scopurile didactice pe care fiecare profesor le consideră necesare. Ne-am luat în scopul folosirii în cadrul orelor, în activitățile școlare, extrașcolare, la teme acasă și așa mai departe, pentru că fiecare copil va avea acea tabletă așa cum are manualul de limba română sau de matematică în ghiozdănel. Cum vă împăcați cu aceste cu proiectele pe PNI, pe Planul Național de Investiții, PNRR, că e PNI, o bătălie și aici. PNI am finalizat cu PNI. Am avut o școală, am transferat-o pe buget local, nu a fost foarte corect din partea finanțatorului la timpul respectiv, dar m-am învățat să nu mă plâng. M-am spus filozofia mea, când te duci în campanie electorală, nu le spui la oameni dacă mă votați, fac asta, dacă o să am bani. Nu, le spui la oameni că faci. Pe om nu-l interesează. Te-au votat? Da. Eu am votat. Asta e treaba ta, cum găsești soluții. Da. Că știți, eu aș vrea, dar nu mi-o dată păi eu bani. Te-am văzut ca om care găsești soluții. Da, când am fost cu fondul ăla de investiții, cum se cheamă, am avut o finanțare la școala gimnazială numărul 2 de 25 de miliarde. Semnat, aprobat, ștampilat, tot. Ne-am apucat de treabă și după 3 luni de zile au venit cu s-o rezilia contractul. După ce aveam desemnat constructor, după ce la fel bani, deci, care aviză, motivele? Nu. S-a rezilia la nivel național. Ce însemna? Am vrut să dau un judecat, n-am mai dat, în fine, am găsit soluția, am finanțat-o și am terminat-o. N-am mai stat când ne plângem să vin la noastră emisiune să spun, aș fi vrut, dar guvernul nu mi-a mai dat, că nu s-a putut, câți vinovați. Și copiii de la școala gimnazială numărul 2 se învețe tot în școala vechi cu problemele de rigoare. Am strâns din dinți, nu mi-a convenit, dar asta este. Am găsit soluție și am terminat-o. Pe PNDL-ul ăsta 3, că se vorbește azi de Salini, avem depus și 7 proiecte. 7 proiecte în valoare totală de 55 de milioane de lei. Uh-huh. 550 de miliarde. Da. Sunt 2 pe infrastructură rutieră și 5 pe apă canal. Am fost să-l punem și pe a 8-lea, nu ne-am mai încadrat în timp. Al 8-lea e podul la intrare în municipiul Fălticeni, dinspre municipiul Suceava. Dar avem documentația, o să găsim o sursă de finanțare. O să identificăm, poate pe PNRR, poate pe bani europeni. Da. Deocamdată noi ne-am făcut treaba și avem documentația pregătită. Suntem pregătiți să-l depunem atunci când se va deschide o acție de finanțare pe bani europeni sau guvernamentali la care acest proiect să fie eligibil. Dar avem alea 5 pe apă canal și rezolvăm aproape în totalitate apa și canalul în municipiul Fălceni pentru toate zonele și 2 proiecte mari de infrastructură rutieră, unul de aproximativ 20 de milioane de lei, un coridor de străzi extrem de important care pleacă din strada Sucevei integral, 13 decembrie, Matei Milo, Dimitrie Leonida, Republicii parțial, Bulevardul Revoluției parțial, Armatei, iar în alt segment de străzi, cartierul Tâmpești integral, Putunier Ghiniță, Caporeal de Aconița Humorului, strada Plugar, strada Panduri și strada 2 Grăniceri, segmentul de la podul reabilitat la intrare în Fălticeni dinspre Roma, în tot pe PNDL, până la ieșire din Fălticeni, segmentul de drum european. Astea sunt cele 2 proiecte pe scurt pe infrastructură rutieră și încă 5 pe reabilitare și extindere rețelei de apă și canalizare. Da. Dacă tot am alocat dialogului nostru un spațiu destul de larg, clădirii Spitalului Vechi, o chestie considerată istorică și așa mai departe, continuați să scrieți așa, pas cu pas, spun eu. Trebuia să spun ușor, ușor, dar pas cu pas e la modă. La modă și generic. Da. A scris istorie. Iată, strada sau calea Sucevei, strada Sucevei, cred că, da? Ușor, ușor,
alte chestiuni, dar zic, menționăm cele mai, cum să spun eu, costisitoare, mai de anvergură. Spitalul și nou, mai cu multe probleme. Și cu, da, exact, cu foarte probleme. Că sunt lucruri, acum, când spui că o stradă, dar când știi că strada respectivă n-a mai văzut asfalt de 30 de ani, pentru tine, ca și locuitor sau ca și primar, consilier local, înseamnă ceva. Dar de acum sunt trecute la șalter, trebuia să faci. Învățământul, sănătatea finanțată, deci asta am să spun. Ușor, ușor, Cătălin Coman a scris istorie și din câte mi-a spus, continuați să scrieți, mai pentru dorim. Că vreți să ajungeți la centură. Centura, inelul, da? Va fi, nu va fi doar o șosea nu, sau... Nu, nu. Deci va fi un inel. Doar o jumătate. Inelul e foarte dificil din cauza faptului că trebuie să traversezi iazurile. Iazurile acolo, care da. Nu este imposibil, dar costurile sunt enorme. Și nu este absolut necesar acum. Da. Dar dacă rezolvăm problema asta, traficul care vine dinspre Roma, în București, să-l deviem spre Suceava, fără să mai treacă prin Fălticeni, ar fi ideal. Domnule primar, acum lucrurile... politice se consumă așa cum se consumă în București, mai la sud, pe malurile Dâmboviței. Săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni am văzut inițiativa unui consilier local social-democrat din municipiul Rădăuți, care a solicitat să fie reprimit în partid sau decizia de demitere, cum se spune... De situire, să fie regândită, pentru că se discută la București o colaborare guvernamentală vrută-nevrută, dorită-nedorită, dar așa. Ei, situația dumneavoastră în partid cum e? Acum, să spunem așa... Alocăm ultimele minute de dialog politice. O abordare mai hazli, așa, dacă permite la final de emisiune. Eu am fost printre primii care am... intuit această nouă construcție politică. Eu am fost suspendat că am lăudat președintele Consiliului Județean. Păi o să fie nevoie să-l laudi toți acum. Eu am fost primul care am scos capul, ca să spun așa, și gata, m-au și suspendat. Da. Acum, trecând peste glumă, mă bucur statutul meu de pionier în această situație, cum și colegul, consilier de la Rădăuți, nu știu despre cine e vorba. Da, până la urmă, noi tot ceea ce facem, am mai spus-o, noi trebuie să facem pentru oameni. Eu am depus un jurământ față de fălticineni. Eu mi-am asumat să fac niște chestiuni. Eu trebuie să fac tot ceea ce... Că așa spune și în titlu, sau în, cum să vă spun, în cuprinsul jurământului. Să fac tot ceea ce depinde de tine și de priceperea ta pentru binele locuitorilor municipiului Fălticeni. Asta am jurat, asta fac. Fac tot ceea ce depinde de mine și de priceperea mea pentru binele locuitorilor din Fălticeni. Restul, care, cum, vedeți, și politica asta, luni se ceartă, marți adică se pacă, se folosesc niște păi vorbe, pentru ce să cade un capcan asta, să mă cert, să mă împac, când eu trebuie să-mi văd de treaba mea, că oamenii de aia m-au ales. Nu să ne certăm, să argumentăm poziția civilizat. Eu trebuie să fac pentru Fălticeni, asta trebuie să fac, asta am făcut. Eu nu mi-am greșit cu nimic, eu n-am vorbit de rău pe absolut nimeni din partid, eu nu mi-am jignit și desconsiderat colegii din partid, din politică. Eu sunt membru al Partidului Social Democrat și am făcut tot ceea ce a depins de mine în calitate de primar pentru locuitorii mei. Punct. Vedeți că acum, acum iar suntem prieteni. Da, dacă ne certăm peste 3 luni, iar nu mai facem, cum e cu politica asta? Știți cum e, ne certăm și disputa asta? Dacă este dus într-o zonă civilizată cu argumente, nu putem spune că ne certăm. Dar când spunem cuvinte grele, cam greu să renozi un dialog. Dar eu stare curios așa, că erau niște colegi bine, cu valoare electorală, prin județ, n-am avut vreodată ocazia să stau de vorbă față-față cu ei. M-au făcut în fel și chip și trădător și nu știu care. Da. O să-i văd acum cam cum reacționează, cam cum își dau mâna. Eu eram trădător când eu mi-am vrut binele orașului meu, dar ia să-i văd pe ei acum, trebuie să coabitez acum, că n-au încotro. Să li spun și lor, eu lor acum? Un lider pro-România, se discută în această perioadă de apropieri, de fuziuni și așa mai departe, pro-România cu PSD, un lider, un sucevean pro-România spune
că sunt semnale de la București că domnul Stan, într-un anumit timp, va trebui să renunțe la șefia președinției organizației județene. Știți ceva? Vă interesează? Nu știu, n-am mai fost conectat. Cam rămâneți activitatea... singurul printre... Eu n-am mai fost conectat de ceva vreme la activitatea politică, decât așa, din ce am citit în mass media și în presă. Da. Nu știu să vă spun și nici nu vreau să speculez. Da. Eu v-am spus, totul meu acum. Am intrat în pușculița cu speculații. Este membru al Partidului Social Democrat și primar al municipiului Fălticeni. Atât. Restul nu discut, nu comentez. Vom vedea ce va fi pe viitor și vom lua deciziile cele mai înțelepte. Bun, în cele, dacă tot se vorbește despre această cooperare, această coaliție de guvernare, PNL, PSD, UDMR, cum se va întâmpla în Consiliul Local? E nevoie de sprijin, de o alianță în Consiliul Local sau până acum n-ați avut probleme? N-am avut cu probleme, Fălticeni, lucrurile sunt în regulă, marea majoritate. Mă refer dacă vreo funcție de negociat, o funcție de... Adică una singură, dacă nu aveți doi viceprimari, de viceprimar ar intra în discuție. Nu negociem nicio funcție, v-am spus, noi nu negociem funcții. Da. Viceprimarul are o responsabilitate foarte clară, este votat, este numit, își face treaba, punct. Restul, noi nu negociem funcții, câte îți dăm la cui de la nu știu ce partid. În primul rând, mă interesează calitatea profesională a unui om care derulează o funcție de responsabilitate publică. Și deocamdată își face treaba. Nu discutăm alte... un vârtel și alte chestiuni. Nu sunt adeptul la... Știți cum, intră gata, dacă e schimbarea la București, trebuie și noi aici să avem ca să dea bine la București. Nu știu, la București întâmplă, dar la Fălceni nu trebuie. La Fălceni e bine așa. E bine așa. Doar într-un minut, cum vedeți această coabitare, această coaliție de guvernare? Necesară, până la urmă, că e vorba de problemele nației, da? A românilor. Cum vedeți? Va Eu funcționa? Cred că este absolut necesară această coaliție. Pentru că suntem indiferent cine va fi premier? Nu, asta nici nu mă interesează, sincer să fiu. Da. Va fi o coaliție din două partide mari, din cele mai mari partide din România, care au și un număr semnificativ de parlamentari, astfel încât să poată să pună și în aplicare ideile și programele, pentru că degeaba ai tu idei bune și programe dacă nu reușești să treci de un anumit vot. Eu o consider un lucru bun, pentru că în momentul ca în România, unde sunt foarte multe probleme, vedeți, și cu pandemia, și cu toate, partea economică. Să fii într-adevăr un guvern politic extrem de puternic, care să poată să pună în aplicare ideile și programele absolut necesare pentru fălticineni. Pentru aplicat români. Pe problemele noastre. Am rămas cu ai mei, ca să zic așa. Da, da. Nu mai e loc și nu mai e timp de certuri, de disputii, că ăla, că altul. Trebuie să facem într-adevăr. Cum ați spus dumneavoastră, cum se simt cei care erau pe un picior din asta de război, trebuie să-i secăm, trebuie să îi punem în vitrină ca să-și arătați în spațiu public trădător și așa mai departe. Când se naște această întrebare? Bă, dar nu vii greață? Nu comentez ca să zic așa. V-am spus, dacă noi ca oameni, indiferent... Nu, că apare întrebarea dumneavoastră, dar acum o lună i-ați criticat pe socialdemocrați în termeni duri. Câteva voci, nu putem spune așa. Trebuie să ne mai gândim asta, trebuie să ne mai dăm înapoi tot, să ne uităm în spate, în istorie, ce a fost. Nu. Cum? Încă o dată vreau să vă spun, noi ca oameni politici, de data asta mă includ și eu în categoria asta oamenilor politici, noi nu trebuie să uităm că noi am promis că dacă vom fi aleși deputați, senatori, primari, consilieri, președinți și așa mai departe, trebuie să facem pentru oameni, nu pentru partid. Din păcate, asta e o chestie în România. Noi, eu, dacă m-au ales, eu trebuie să fac ceva pentru partid. Nu! Tu trebuie să faci ceva pentru oamenii care te-au ales și care și-au pus încrederea în tine. Asta nu trebuie să înțelegem noi, clasa politică în România, indiferent de ce partii facem parte. Prima dată pui prioritate omul, comunitatea și după aia celelalte. Doctrina partidului și faptul că nu trebuie să mă salut eu cu X sau nu trebuie să vorbesc eu cu Y. Să mă spionezi. Prima dată trebuie să am grijă de oamenii care și-au pus încrederea în mine, de comunitate, de stradă, de bloc, de comună, de oraș, de municipiu, de județ. Asta e fișa postului nostru. Da. Asta e prioritatea numărul 1 sau asta ar trebui să fie prioritatea numărul 1. Restul vedem noi cu doctrina, că e de stânga, că e de dreapta. Dom'le, am promis în campanie că fac asta, hai să fac asta. Mulțumesc pentru participare. Cu plăcere. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, numai bine!